voastră de sâmbătă, pentru că tot așa am căutat să găsim explicații pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Păi eu nu cred că ar fi prea multe de spus. Am făcut un joc neplăcut, un joc în care nu a ieșit nimic și din această cauză a venit și acest rezultat. Cum au fost pentru voi reacțiile venite din țară, de peste tot, criticile? Cum le-ați resimțit voi? Trebuie să ne asumăm meciul care a trecut și pe care l-am uitat. Bineînțeles că sunt critici, mereu o să fie, dar încercăm să trecem peste acest meci care, într-adevăr, n-a fost un meci reușit și să schimbăm fața echipei naționale mâine. Au fost așa discuții între voi în vestiar? Cum ați discutat voi? Cum ați făcut așa la cald analiza, la rece după aceea? La cald nu, niciodată nu zic eu că nu este bine să vorbim prea multe lucruri. La rece ne-am uitat, am văzut unde am greșit, am înțeles unde am greșit și unde nu trebuie să mai greșim. Așa nu mai vreau să vă dă atitudine pe teren. Voi simțiți așa că e un blocaj din partea voastră? Vă doriți și voi, dar când intrați acolo, pentru că e presiunea atât de mare, vă blocați pur și simplu? Nu pot să zic că fiecare jucător de la echipa națională, eu zic că și-a dorit și își dorește la fiecare antrenament și la fiecare meci. Într-adevăr, sunt perioada trecută am avut, nu ne-am calificat. Este oarecare presiune pe noi, dar eu zic că presiunea asta trebuie să o transformăm într-o presiune constructivă și trebuie să ne ajute să ne motivăm și mai tare. Te-ai dori să fii titular, să începi titular? Nu, asta nu depinde de mine. Indiferent cât joc, încerc să-mi ajut în primul rând echipa și să dau tot ce am pentru echipa națională. Ești 100% aici conectat la națională sau te gândești și ce faci la echipa de aici? Deocamdată sunt la națională, mai am 3 meciuri și vreau să fiu concentrat aceste 3 meciuri aici, să ieșim bine din ele.